Primul invitat din această dimineață este Devianul Valentin Guță, locul 2 la Muscle Mania Universe 2014. Bună dimineața și bine ați revenit la noi! Bună dimineața! Bună dimineața, Vali, bine ai revenit! Ai fost și anul trecut tot la un concurs în America. Anul ăsta din nou o ediție de Muscle Mania la Miami. La 238 de km în Miami, Fort Lauderdale. Da. Te rog să ne spui un pic, locul 2 a obținut, locul 1 un american, am înțeles, de era acasă sau se face și pe acolo, se practică? În general, culturismul ăsta este, din păcate, un sport foarte subiectiv ca apreciere din partea arbitrilor. Locul 1 m-ar fi avantajat că intrăm la secțiunea pro, la profesioniști, dar am în noiembrie și sper să rezolv cu banii de bilet și de pregătire, că în noiembrie, în 22 noiembrie, am Las Vegas aceeași competiție. Da, ai și primit o invitație de la organizator, la promotor. Organizator, care scrie aici în engleză că îți mulțumește că ai făcut parte din show și spune că e o plăcere să fii alături și te așteaptă în Las Vegas. Da, promotorul se numește Luis Vic, este fondatorul federației din 91. O organizare impecabilă. Și ajungi și la Las Vegas sau nu știi încă? Sper să da, că de-aia ne pregătim. Bun. Spune un pic de pregătire, cât a durat și apoi și de concurs. Pregătirea durează în principiu un an de zile. De când ne-am întâlnit anul trecut, pregătirea atunci a început. Te-ai pregătit în continuu? În special, ultima lună se modifică dieta foarte mult, se scot carbohidrații și am trecut pe ultimele 3 antrenamente pe zi. Și mi-am educat, eu știam ce mă așteaptă în partea fusului orar cu 7 ore înapoi. Deci am început să fac primul antrenament la 5 dimineața alergare, la 9 eram la sală și la 8 seara al treilea antrenament de alergare. Și dormeam ziua între 2 și 6 seara la noi. Bun. Da. Cam greu, dar nu, bine că ai reușit. Au fost mulți participanți? Secțiunea se împarte în bikini, fitness, figure, model și muscle mania este din fizic și bodybuilding. Am intrat la bodybuilding, da. Am fost pe junior, senior și master. La noi secțiunea master iar se împarte în trei. Master, grand master unde fost eu și ultra master. La grand master am venit pe locul 2, un american care e discutabilă poziția lui locul 1 și la total pe 4, că ne-a băgat la total cu încă doi, un sud-corean și un pakistanez. Din toată lumea a participat. Da, foarte multe fete. Deci la secțiunea fete au fost 200 și de fete. Aoleu. Da. Mai nou e un mod asta cu culturismul la fete, sau? Nu, ele au secțiunea bikini, fitness, model. Acolo e fitness, model, dar ele tot au un pic, dacă mă uit aici bine. Pe toate fac pregătire fizică, sală și diete, sigur. Numai diferă punctajul. Era, uite, au ținute, au două runde în costume de baie și a doua rundă în ținute de seară, rochi și da. Da. Ce înseamnă pentru tine concursul de la Las Vegas din noiembrie? Las Vegas, Nevada, noiembrie 21-22-2014, World Championship Natural Fitness Physique Bikini Figure Muscle and Models, fitnessamerica.com. Da, deci concursul ăsta se ține de două ori pe plan mondial, tot la american, în iunie, Miami și în noiembrie în Las Vegas. Anul trecut n-am mai putut merge, că era vorba de și de timpul scurt de pregătire și mai ales de bani. Sper să merg și aș vrea cu această ocazie chiar să nu omit, să mulțumesc unei persoane deosebite, fără de care nu numai că nu mă puteam pregăti, stăteam cu biletul de avion în mână. Deci e vorba de domnul Gabriel Doda, care 90% mă sprijină în ce fac eu. A mai fost o persoană, doamna Hărău și Carmen și o persoană din orăștie. Cât costă o deplasare de genul acesta? Pe bilet a fost 33 de milioane lei, 33 de bilet. După aia a fost o taxă de participare, care toți concurenții o dau $200, cazarea, ce mai mănânci. Eu în 29 de înapoi, 4 zile am stat numai acolo. Și pe 4 zile ai cheltuit o grămadă de bani. Norocul e că e mâncarea ieftină, dar e vorba de oboseală, gândiți-vă că eu, ca să înțelegeți prin ce am trecut, nu că să mă lamentez, deci în 6 zile am dormit 6-7 ore, maxim. Atât am dormit, 6-7 ore, numai cu fusul ăla. E vorba de schimb 3 avioane în 3 aeroporte diferite. Când te duci acolo, dai de 7 ore fusul orar înapoi. Practic, eu am fost la ora noastră în România, era ora 2 noapte pe scenă. Și nu pe scenă ca la ștrag, ești în fața unui public, ai două runde. Mare sala? La Amatura Teatr se numește, da, o sală excelentă din toate punctele de vedere. Organizarea impecabilă a fost. Public, da, în weekend, oamenii vin să vadă, le place. În general,
bodybuilding, fitness, un în America concurs, e da, da, deci acolo lumea de la 5 dimineața, vezi, alergând pe străzi, nu contează că are 15 ani sau 9, au sau 80 ani. Au din astea până pe afară, pe plajă, pe peste tot sunt pe locuri din astea cu... Acolo, chestia cu pe plajă mai mult în partea de vest, în Santa Monica, spre California, acolo. Acolo mai mult? Da, da, acolo. La era, pe vremea lui Schwarzenegger era inițial cu Mecca, cu turismul, da, pe partea de California, de vest. Deci la Miami mai puțin. Da. Spune-ne, care ar fi cea mai mare problemă pe care o întâmpini acum pentru concursul din noiembrie de la Las Vegas? Bine, cum am discutat și anul trecut și nu vreau să fiu interpretat ca răutăcios sau lamentări. Bine, al cincilea an când la noi pe proiectele de finanțare să vină cu banii la până noiembrie. Bine, să-mi spune un om sănătos la minte dacă te poți pregăti cu banii veniți în noiembrie. Dacă n-ai 2-3 sponsori, ești mort, domne. Deci e al cincilea an când se vine cu banii noiembrie. Păi nu se poate așa ceva. Dacă spui așa ceva dincolo, nu te crede așa ceva. Da. Când concursul îl pregătești un an. Competiția e în iunie. Noi venim cu banii noiembrie. No comment. Da, dar măcar primești în noiembrie ceva. Păi să depune proiect de finanțare, să stă 3 luni, 2 luni, așa e procedura și ca anul trecut. A venit în 5 noiembrie, nu mai spun cu suma. Nu mai spun. Am înțeles. Da. Deci un concurs se pregătește 12 luni, domnule. Tu crezi că mare, adică mare procent e să ajungi la Las Vegas anul ăsta? 99% da, pentru că... Adică tu ești pregătit orice ar fi cu banii. Păi de-aia ne antrenăm, deci acum urmează să mă întâlnesc iară cu respectivii care mă mai sprijină. Da. Au înțeles situația de mai de mult timp. Și apropo de concursul din noiembrie, o să am în octombrie încă unul înainte și ăsta vă spun sincer, în Austria, care mă duc cu o sportivă de-a mea, Mirela Blaj, pentru că acolo principalul motiv mă duc pentru că este un sponsor care dacă participă în Viena se face un contract de nutriție, de sponsorizare, care e pe un an de zile. Da. Foarte bine. Da, de-aia vreau să mă duc în Viena. Prin octombrie va fi în Viena. Pe altă federație, NABA. Am înțeles. Aici mai aproape, mai ajungi, mai ușor. Păi, 7 ore suntem acolo. Da. Vali, îți dorim mult succes. Te așteptăm și după cel din noiembrie, să vii tot așa cum premiu, acolo, care ai spus, care e miza, dacă ești acolo, ajungi la... Deci la orice categorie, locul 1, trece la divizia pro. Am înțeles. Și acolo e cu tot altceva. Ei, se schimbă datele, că altfel e mediatizarea ta, altfel va fi impactul la anumit sponsor, deci de asta e locul 1, locul 1. Și ar fi interesant odată să ne aducă și o sportivă de-a lui, să vedem ce înseamnă să fii ca femeie, să faci bodybuilding. Am o sportivă, Mirela Blaj, a fost 10 ani în Austria și a revenit la mine la club, e venită acum de vreo 3 luni la mine, am legitimat-o din nou. Ea concurează la bikini și body fitness și o să o vin într-o dată. Chiar te rugăm. Perfect. Vali, ține-o legătura, da, și te așteptăm. Mulțumim tare mult. Vin știrile, ora cu numărul 2 e gata să înceapă imediat.